Foresta a testat noua formulă de joc în amicalul de marți, cu Bucovina Rădăuți încheiat la egalitate, scor 0-0. Deși galben-verzii au avut o evoluție neconvingătoare, staful tehnic din areni s-a declarat încrezător în ceea ce privește potențialul echipei. Abia am început lucru cu echipa și nu e ceva simplu să vii azi și să ai rezultate mâine. Doar la Barcelona poți să faci așa. Dar da, mai avem de lucru. Cred că o să fie mai ok acum, cum am zis mai devreme. Acum avem aproape 100% de lot disponibil, tot jucătorii sunt calificați și facem rezultat pozitiv. Vine, încet vine rezultatul. Antrenorii Forestei speră totodată ca suporterii să vină în număr cât mai mare pe stadionul Areni la partida de sâmbătă. Da, sper să vedem stadion plin. Asta e așteptare pentru toată lumea, să vedem stadion plin. Să vedem public la meci cu Metalul Glucus sau mai mulți și să promităm un rezultat pozitiv săptămâna asta. CSM Mioveni ocupă locul 8 în clasamentul Ligii a doua cu 11 puncte acumulate în 7 partide. De cealaltă parte, sucevenii se află pe ultima poziție cu un singur punct câștigat de la startul sezonului și nu a mai cunoscut gustul victoriei de 12 meciuri. La ultima vizită a argeșenilor pe Areni, desfășurată în luna octombrie a anului trecut, Foresta s-a impus cu scorul de 2-1 prin două goluri marcate de Bogdan Rusu.